Și
așa, nu? Bine, hai să stăm jos, să zică bunii povestea. Hai să stăm jos, Victoraș, că cine știe, poate ne culcăm și noi. Stai puțin să se așeze bunii aici, a sus bine. Și să zică o poveste. Așa. Noaptea de 15-6 iulie 1950, învățătorul Marin Ionescu din comuna Ciuperceni, județul Teleorman, adică satul meu natal, a fost arestat de securitate. Pentru că ceruse revizuirea cotelor. Cotă. Procent din producția agricolă pe care țăranii trebuiau să-l dea statului. Care erau foarte mari în anul acela, deși seceta pârjolise pământul. Cu toate acestea, câțiva țărani din Ciuperceni voiau să meargă la frații lor din Siliștea și să-i anunțe că securiștii începuseră să-i aresteze pe cei care se opuneau colectivizării. Colectivizare, cedarea proprietăților agricole private și comasarea lor în ferme agricole administrate de stat. Și țăranii mei erau pe câmp, când ce să vezi că se întâmpla? Dă o ploaie de iute până la piele. Nu mai plouase în anul acela. Tirana temii de ploaie, că acum se dăduse de iute până la piele. E doar o hăpăiană, de fapt. O hăpăiană. Când ce să vezi? Dinspre satul Ciuperceni au început să se audă focuri de pușcă și de mitralieră. Călin Petre, care era cel mai frumos tânăr de la noi din sat, m-a jucat Călin Petre niște lucruri. Probabil că eram un nepoțelul
meu și că i-am făcut baie, i-am dat să mănânce. Unde l-au prins? București, strada la Lelelor, numărul 14. Ce s-a întâmplat în seara zilei de 3 noiembrie? I-am spus nepoțelului meu o poveste. Ce poveste i-a spus nepotului dumneavoastră? Mi-am amintesc, tovarăș. Ce s-a întâmplat în seara zilei de 3 noiembrie, tovarăș Agarabeț? Probabil că i-am spus nepoțelului meu o poveste. Ce poveste i-a spus nepotului dumneavoastră? Din satul meu natal. Probabil că la aceea vă referiți. Ce poveste i-a spus nepotului dumneavoastră? I-a povestit despre colectivizarea din satul Ciuperceni. Considerați că acest tip de comportament este conform crezului Partidului Comunist? Nu știu, tovarăș. Considerați că educația pe care o aplicați dumneavoastră este demnă de Partidul Comunist? Nu, tovarăș. Ce s-a întâmplat în seara zilei de 3 noiembrie, tovarăș Agarabeț? I-am povestit nepoțelului meu o poveste despre colectivizarea... Ce s-a întâmplat în seara zilei de 3 noiembrie, tovarăș Agarabeț? I-am povestit... Ce s-a întâmplat în seara zilei de 3 noiembrie? O poveste din... Partidul consideră că tipul dumneavoastră de comportament nu este conform cu normele sale. Considerăm că nu sunteți aptă pentru a educa. Ce părere aveți despre asta, tovarășa Diana? Mă iertați, tovarășe. Îmi pare rău. Tătărătătă! Dan Sandu, 56 de ani. A participat la Revoluția din 1989 în piața Universității din București. Tătărătătă! Era trecut de ora 23 când au început să tragă în noi. Fiind foarte speriat, am fugit spre fântâna de la universitate. Lângă mine se află un tânăr civil care mi-a spus că are mașina parcată pe strada Ion Micu și s-a oferit să mă ducă până acasă. Am avut încredere în el. Când am intrat pe strada Academiei, l-am văzut cum făcea semne unui alt civil. A apărut un ofițer care m-a tras de mâini și m-a băgat în gangul de la Odeon. Au mai apărut și alți doi soldați și un milițian, care au început să mă bată cu pumnii și cu picioarele. De cine scos bă din casă la ora asta? Te crezi deștept? A mai apărut și un colonel, care la fel, după ce mi-a dat doi pumni, m-a întrebat același lucru. Ce ai cu tovarășul Ceaușescu? Norocul meu a fost că dinspre universitate au început să mai apară și alte grupuri de protestatari. Preocupat să mai prindă și pe alții, m-au lăsat în baza unui soldat, dar am reușit să fug și să mă adăpostesc într-un imobil din pasajul Victoriei. Am început să ne bat pe toți. Nici o fel de discriminare pentru nimeni. Copii, femei, bătrâni. După aia l-am scos afară la ceas. De din nou bătaie. M-am uitat neputincios. Cu fiica mea de 13 ani a fost bătută de un civil. Un civil a bătut-o. După aia ne-a pus spre Poliția Capitale. Pe drum din nou bătaie. Când am ajuns în gang, știți că e gangul acolo, de la intrare, erau milițieni pe stânga și pe dreapta. Din nou bătaie. Ne-a aruncat la grămadă în celule. Țin minte că stăteam cu pieptul în băcimen și auzeam gumurile oamenii de dormi în jurul meu. Până la ora 2:30 au venit să ne lege de mâini. Când s-au terminat cătușele, ne-au legat cu frânghiile doi câte doi. După aia ne-au băgat în camioane, pe drum din nou bătaie. Eu nu mai încăpeam într-un dintre camioane, dar un milițian m-a găsit la disoluția. M-a dezacupat o armă până la chisușa. Eram atât de mulți acolo că le sufocam. Oamenii urlau după ajutor medical.
Am ajuns la Jinava. Ne-au dus și au urlat la noi. Mâine sus fața la PRD! Simula o execuție ca să despăimite. Dar a doua zi după prânz ne-au dat drumul. Ne-au dus niște camioane până la șoseaua Giurgiului. Te ne așteptau mulțime entuziaste. Am vrut să ajung și eu acasă. Și făceam autostop. Dar nu prea nimeni să mă ia. Oamenii treceau sau uitau la mine, după care plecau mai departe. Și nu înțelegeam de ce nu mai e nimeni. Până când mi-a dat eu seama. Aveam ochii umflați, aveam nasul spart, aveam fața umflată. De asta nu voiau să mă ia. Figura mea îi spăimânta. Revoluția mă cheamă! Ta-da! Revoluția din 1989 sau lovitura din 1989? Eu v-am adus împreună și liberi și fericiți și... Eu, dacă nu eram eu, erați... Vai de capul vostru! Da-da-da-da!